Ești la Cristi, stadion, Cristi, stat vreau, în... doar, Cristi, să, vreau o mică paranteză să fac. În mod normal, eu cred că Edi Iordănescu are în contract că îi se prelungește automat, nu? Pentru următorii doi ani, nu? Eu cred că așa are. Indiferent că au fost niște discuții că, domne, nu vreau să mai continui după turneul final dacă mă calific, eu sincer îl văd pe Edi Iordănescu și în preliminarii, pentru că eu așa știu că este o clauză care permite lui Edi Iordănescu contractul să îi se prelungească automat în caz de atingerea obiectivului. Eu știu că Edi Iordănescu avea contract până la finalul acestor preliminarii, iar contractul se prelungea automat în caz de calificare până după turneul final. Apoi, clauza despre care spui, cred că este la latitudinea Federației Române de Fotbal, dacă este mulțumită să prelungească contractul. Dar, până la urmă, e o chestie mutual valabilă. Nu, asta e o chestie tehnică deja. Părerea mea că Edi Iordănescu, mai ales, eu am vorbit și aseară cu președintele Federației, cu Răzvan Burleanu, și care știi foarte bine că are mare încredere în Edi Iordănescu. Cred că șansele sunt de 99% ca Edi Iordănescu să meargă mai departe cu Naționala și în preliminarele pentru campionatul mondial, doar dacă nu vrea Edi. Nu știu, dar mă îndoiesc, sincer. Mă îndoiesc că știi cum e. E păcat să nu începe acum să culegi cu adevărat roadele, da, pentru preliminariile următoare, adică grupul acum l-ai format. Păi, uite, o decizie managerială luată după National League, când am terminat pe locul 4 și am retrogradat, deși era clauză că dacă nu termină pe primele două locuri, stafful echipei naționale a fost păstrat, pentru că s-au văzut lucruri care acum dau roadele. Spre deosebire de Gigi, care vorbim în Gigi, când l-a avut pe Iordănescu la FCSB, deși a câștigat meciul și a făcut un meci egal, nu-i plăcea lui Gigi cum joacă echipa și l-a dat afară, l-a făcut să plece. Da. Astea sunt decizii manageriale. Da. Decizii manageriale care uite, aduc roade. Ideea e în felul următor, nu vreau să fac comparații, ideea e în felul următor. Răzvan Burleanu, un tip echilibrat, care l-a susținut pe Edi până la final. Și până la urmă știi cum e consecvența, un plan de care tății îți aduc succesul. Cristi, noi o să discutăm, o să revenim. Te rog, Cristi. Deci și tu crezi că, bănuiesc că și tu crezi că va rămâne, nu? Totuși, Edi, chiar dacă era supărat zilele trecute sau săptămânile trecute, îl vezi totuși plecând după turneul final? Adică îl vezi să nu înceapă, să rateze șansa de a începe și preliminarele mondialului cu acest grup pe care deja l-a format, îl cunoaște. Practic lucrurile sunt mult mai simplificate acum. La cum îl cunosc eu pe Edi Iordănescu, îl văd, iau în calcul și varianta de a pleca după turneul final. Bravo. Pentru că eu știu prin ce a trecut, din ce am vorbit și cu el și cu cei din staff, prin ce a trecut în această campanie. Iar obiectivul era foarte clar, 100% o să ducem echipa la Euro, iar după Euro plecăm. Eu spun ce era acum, să spun, o lună de zile, nu neapărat după remiza cu Belarus. Edi Iordănescu vrea să ajungă aici în vârf, adică să ajungă la o performanță, dar tot stresul pe care l-a înregistrat el și nu neapărat el, că duce la tăvăleală, Edi, toată familia, inclusiv frații, copiii la școală, a trăit într-un stres foarte, foarte mare în aceste luni. Dacă Naționala făcea un rezultat, juca urât, inclusiv copiii la școală aveau probleme. Iar n-am jucat nimic. Îți dai seama, sunt râcile acelea între puști care n-au căzut deloc bine în familia Iordănescu și lucruri pe care le știe și Edi, le știe și tatălui. N-am înțeles. Cine a pățit la școală? Copiii lui Edi? Da. Lui Edi au suportat multe miștouri ale. Păi da, dar oriunde merge să antreneze, poți să pățească la fel. Că da, că cam pleacă pe afară. Ori de pleacă afară, ori de rămâne în țară. Deci copiii lui Edi au purtat și ei povara, ca să spun așa, vezi, Doamne, jocului. Povara, de fapt, povara numelui tatălui? Povara postului de selecționer, pentru că în momentul când e selecționerul naționalei României, se discută orice după meciul naționalei, în orice mediu. Că e vorba de școală, de parc, de cismidiu, de ce vreți voi. Colegii făceau mișto sau se luau de ei. Iară, bă, nu jucați, zic, ce face tactul acolo? Chestii exact, de genul ăsta, nu? Exact. Iar toate astea, Edi le-a dus în spate fără să le spună
nimănui și era foarte hotărât, cred că și Robert, acum vreo lună de zile, două luni, a spus în direct la Fanatic că are informații că după Euro sau după preliminarii, indiferent de ce se va întâmpla, Edi Ionescu va pleca. Nu știu dacă, apropo de ce a trăit Edi aseară, i-ar putea schimba decizia care o avea luat acum vreo două luni, pentru că a trăit ceva emoționant, a fost mândru. Vreau să spun că a fost aplaudat de ziariști la ieșirea din sala de conferință. Pentru prima oară l-am văzut pe Edi Ordănescu dându-i lacrimile. Deci nu i-au dat lacrimile când au venit jucătorii peste el și au cântat împreună, ați văzut imaginile mai devreme, au dat lacrimile când a fost aplaudat de masa de ziariști. Probabil mulți dintre ei contestatari ai selecționerului Edi Ordănescu, pentru că văd acum pe site-uri peste tot oameni care știi cum fac parte din categoria mai învins Rodioane. Nu mai contează. Au fost foarte mulți oameni care nu au crezut în această națională. Eu am fost printre ceilalți puțini care am crezut că se va ajunge acolo, pentru că îl cunosc pe Edi. Iar apropo ce spunea Vivi, îi spun lui Vivi și compația care a făcut-o cu Gigi Becali, că Edi Ordănescu ajungea cu FCSB unde a ajuns cu Naționala. Adică lua titlul dacă era lăsat de Becali. Eram convins, Cristi, dar și noi eram convins, pentru că Edi nu poți să faci după zi pe alta. Edi construise un grup foarte bun la FCSB, avea o strategie de joc și își fixase obiectiv câștigarea campionatului. Că erau meciuri mai puțin bune, dar punctele se adunau. Asta n-a înțeles Gigi Becali. În schimb, au înțeles staful echipei naționale. N-a înțeles pentru că FCSB-ul cu jocul acela lui Edi a adunat victorii după victorii. Păi asta spun, Edi a fost dat afară de la FCSB după 7 victorii și 2 egaluri. Așa este. De asta spun că e mare diferență. Ascultați-mă ce vă spun, da? I-a făcut un bine Gigi Becali. Până la urmă i-a făcut un bine, că a ajuns la națională, a calificat naționala și știi cum e cu Gigi, da? Și când poate îi contestăm deciziile, până la urmă tot bine le face la antrenori. Apare Gigi acum și zice, v-am dat antrenorul echipei naționale. Exact, v-am dat selecționer să vă calificați, ce mai vreți de la mine, mai interes? Știi? Las, mai bine că s-au certat, înțeles, și a venit la națională și ne-a calificat. Cum a fost? Iar la vară se va ruga Gigi Becali de Edi Ordănescu, va pune din nou presiune așa cum îl știm, că vrea jucători în lotul de Euro, normal, nu? Are nevoie de Coman acolo, de Olaru acolo, de Târnovanu.